Timp de 3 luni de zile, 2 tineri din Buia au terorizat Sibiul cu spargeri de mașini și locuințe. Au furat tot ce le-a căzut în mână, de la bani și obiecte de valoare până la drujbe și chiar trotinete. Cei doi profitau de neatenția și neglijența proprietarilor, dădeau spargerile, iar ulterior vindeau produsele furate. Prejudiciul total se ridică undeva la 20.000 de lei. Afacerea tinerilor cu vârste de 25 și 27 de ani s-a încheiat în momentul în care au intrat pe fir polițiștii de la investigații criminale. Oamenii legii au reținut pe cei doi și cer acum arestare preventivă pentru aceștia. La data de 26 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut doi bărbați în vârstă de 25, respectiv 27 de ani, domiciliați în comuna Șeica Mare, sat Buia, cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, 5 acte materiale. În fapt, cei doi sunt bănuiți că în perioada iulie-septembrie a acestui an ar fi sustras bunuri și bani din autoturisme și locuințe de pe raza municipiului Sibiu, prejudiciul creat ridicându-se la suma de 20.000 de lei. Printre bunurile furate amintim drujbe, biciclete, trotinete pe care cei doi le-ar fi sustras după ce ar fi escaladat gardurile proprietăților și ar fi pătruns apoi în anexe lăsate neasigurate de către proprietari. Tot neasigurate au fost și cele două autoturisme din care au fost sustrase bunuri și bani. Ca urmare a administrării probatoriului în cauză în față de cei doi bărbați, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările continuă la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Întreaga gospodărie a unor sibieni a fost la un pas să se facă scrum în dimineața zilei de marți din cauza unui incendiu izbucnit la o filigorie. Numai intervenția promptă a pompierilor a făcut ca focul să nu mistuie tot în calea sa. Se pare că flăcările au izbucnit de la jarul din filigorie lăsat nesupravegheat cu materiale combustibile prin zonă. Flăcările au înghițit cu repeziciune filigoria, s-au întins spre acoperișul casei și au cuprins o anexă alăturată. Din fericire, pompierii au reușit să limiteze focul și au salvat casa de locuit. Și tot din fericire nu au fost înregistrate victime. Filigoria a ars însă în totalitate, la fel și anexa construită în apropiere. Pentru a preveni astfel de dezastre, pompierii le recomandă sibienilor să fie atenți atunci când aprind focul în aer liber și să nu-l lasă nesupravegheat. Să nu părăsească zona decât după ce s-au asigurat că jarul a fost stins în totalitate. Prefectura le cere instituțiilor din subordine să facă economie la energie. Pe holuri, luminile sunt stinse, la fel și în încăperile luminoase. Excepție par să facă însă sălile de ședințe, unde lumina artificială este prezentă. Pentru situația sălilor de ședințe, prefectul Dorin Crețu are și o explicație. Sala George Barițiu, spre exemplu, nu dispune de o bună iluminare naturală și, în plus, aici se stă foarte puțin. Tot prefectul de Sibiu spune și că, deși se încearcă o evitare a risipei energetice, oamenii nu vor sta în frig la serviciu pe timpul sezonului rece. Există la nivelul instituției prefectului un asemenea plan prin care să reducem consumul. Și desigur, celelalte instituții cred că au primit de la ordinatorii principali preferite un astfel de plan de măsuri. Adică în ce constă? Păi vă spun, haideți să vă dau un exemplu meu. La mine în birou cred că am vreo peste 20 de becuri și mai avut vreo 5 marchiat care e necesar. Sistemul de încălzire, cred că toate instituțiile au un asemenea sistem de încălzire. Știți? Suplimentare, am întrebat. Păi suplimentare nu cred că e cazul. Dacă un sistem de încălzire pus bine la punct, cred că este cazul să folosești alte surse. Trebuie să putem apă de risipă, într-o oarecare măsură. Nimeni n-a spus să stai în frig, decât să nu poți să desfășori activitatea. Reamintim faptul că pe fondul penuriei de energie și a războiului din Ucraina, liderii Uniunii Europene au făcut apel la toate țările să consume cu moderație energia, să folosească pe cât posibil lumina solară, panouri solare pentru a face energie electrică și să reducă temperatura în instituții publice și chiar locuințe personale până la 19 grade Celsius. De economisirea energiei se preocupă și primăria Sibiu. Conducerea instituției municipale propune spre vot consilierilor locali un proiect de hotărâre care prevede realizarea unei investiții menite să reducă pe cât posibil consumul de energie în clădirile proprii. Astfel, pentru clădirea primăriei din centrul Sibiului se propune înlocuirea actualelor geamuri cu unele termopane eficiente energetic. Investiția ar urma să se ridice la aproximativ 5,5 milioane de lei. Reprezentanții municipalității spun că actuala clădire are pierderi mari de energie din cauza ferestrelor din lemn și
fișa geamurilor care, chiar dacă sunt duble, nu mai fac față. În plus, tâmplăria prezintă degradări, neetanșeități, dificultăți la închidere și deschidere, curenți de aer și poluare fonică accentuată. Pentru că este vorba despre o clădire istorică, iar înlocuirea ramelor ferestrelor este aproape imposibilă, se are în vedere repararea capitală a celor existente și schimbarea doar a sticlei de geam. În plus, pe partea de interior vor fi înlocuite cercevelele. Consilierii locali vor decide joi dacă aprobă sau nu această investiție. Un bărbat riscă să stea în grei după gratii pentru că a intrat peste o femeie în casă, ca și cum nu ar fi fost de ajuns a călcați în locuința victimei pentru a fura. Bărbatul a fost și agresiv cu proprietara. Pentru faptele sale, polițiștii l-au reținut 24 de ore. Anchetatorii cer în acest caz ales preventiv pentru hoțul agresiv. Bărbatul este cercetat penal pentru violare de domiciliu, distrugere, lovire și alte violențe. La data de 26 septembrie, polițiștii din cadrul postului de poliție Laslea au reținut un bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Laslea, sat Florești, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere, respectiv lovire sau alte violențe. În fapt, bărbatul este bănuit că la data de 26 septembrie, în jurul orei 2:30, ar fi pătruns fără drept într-o locuință de pe raza localității de domiciliu, unde ar fi spart un geam și ar fi agresat-o fizic pe proprietară. Ca urmare a administrării probatoriului în cauză, polițiștii postului de poliție Laslea au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările continuă la nivelul postului de poliție Laslea, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș. Petrecere în ceasul Cucuc pare să fie unul dintre cele mai iubite spectacole jucate la Sibiu. Teatrul Gong a decis ca duminică să aibă loc o nouă reprezentație a acestui spectacol. Reluarea show-ului se face exclusiv la cererea publicului. Astfel, cei care nu au reușit data trecută să-i vadă pe Geraldino și Diplomster o pot face la finele acestei săptămâni de la orele 11 și 17. Atenție, biletele se dau ca pâinea caldă. Petrecere în ceasul Cucuc este un spectacol ce-i poartă pe cei mici și nu numai într-o călătorie fascinantă pe ritmuri rock, folk și pop, menită să-i ridice de pe scaun pe spectatorii de toate vârstele. Geraldino și trupa sa revin în țara noastră după ce au făcut furori în 2018 cu un concert în cadrul festivalului Tânăr de la Sibiu.